Smiley, dacă nu ne vor crede, acum va fi aiurea. Oh, Diana, atunci fă cumva să te creadă. Trebuie să înțeleagă că eu sunt Smiley în corpul tău feminin, iar tu ești Diana în corpul meu masculin. Da. Diana, de ce ne-ai chemat? Nu avem antrenament, de ce suntem toți în sală? Smiley, te ascultăm, ce fel de secret vrei să ne dezvălui? Oh, bun, asta e, vă rog să ne luați în serios. Tot ce urmează să vă spunem e adevărat. Te rog, țineți picioarele apropiate, apropie-le. Fetelor, cred că știu ce vor să ne anunțe acum, știu. S-au împăcat, acum sunt din nou împreună. Da. Dacă ar spune asta, ar însemna că am fi la antrenament în fiecare zi. Basketbaliștii cu basketbaliștii și majoretele cu majoretele. Pe scurt, băieți, vă amintiți că v-am spus că eu sunt Diana? Da, ne amintim, da. Fetelor, nu mai râdeți. N-ați mai râde dacă ați fi în locul nostru, vă spun sigur. Uitați, chiar e adevărat. Eu sunt Smiley în corpul Dianei și Diana e în corpul meu, adică lui Smiley. Și nu putem să reparăm asta, poate e nevoie să ne credeți, iar mai apoi va fi totul bine. Pot pleca, acum nu pot asculta nonsensurile astea. Mascotă, tu să stai. Toți am fost adunați aici, să ascultăm nonsensurile astea și să tragem concluzii. Ei bine, Diana, continuă. În orice caz, prieteni, faza e că țineți picioarele apropiate, te rog, țineți picioarele. Oh, pe scurt, prieteni, avem nevoie de ajutor, pentru că eu și Diana nu putem face acest lucru singuri. Ok, să zicem că ar fi adevărat, cum am putea noi să fim de ajutor? Cum să vă readucem înapoi? Planul e în felul următor, pentru că eu sunt Diana, cred că ar trebui să stau cu voi, fetelor. Iar eu, Smiley, ar trebui să petrec timp cu băieții și apoi poate se vor schimba lucrurile. Ce? Noi cu o fată? Să stau cu un băiat? Nu! Dacă e adevărat și Smiley chiar este Diana, atunci nu are de ce să ne fie rușine. De ce ne-ați adunat pe toți aici? Să ne spuneți basmele astea? Suntem toți adulți aici și eu personal nu cred aceste afirmații și vă sfătuiesc și pe voi să nu credeți. Prieten, dacă nu ne credeți, asta e. Eu voi fi băiat pentru tot restul vieții cu picioarele păroase. Oh, pe bune, colegi, nu voi mai fi un copil normal, nu voi mai fi în corpul meu, nu voi mai ridica mingea de basket niciodată. Oh my God, ce pătrunzător! Poate că nu mint. Ar putea fi posibil. Vă rugăm, credeți-ne! Vă rugăm! Vă credem! Ne-a fost așa dor de tine! Și mie mi-a fost dor de voi! De ce nu ai spus mai repede, Diana? În regulă, Diana, te vom face noi curată, machiaj... Ai nevoie urgent de parfum, nu miroși prea bine. Știu, sunt în corpul unui bărbat acum, nici nu pot să mă arăt sub braț. Smiley nu vrea. Uite, dacă tu chiar ești Smiley, îți voi zice un lucru. Nu vom face duș împreună. Ok, băieți, ok. Sper să vă schimbați cumva la loc. Copile, și eu sper. Fetelor, parfumul e primul lucru. În regulă, să mergem. Avem așa multe să-ți spunem. Smiley, dacă ești tu pe bune, hai să facem ușor. Cum făceam noi. Desigur, Smiley, să mergem, avem o grămadă să-ți spunem. Mai ușor, Max, sunt în corpul unei femei. Nu te merge toată școala. Foc sunt cele mai tari, foc sunt invincibile, foc sunt cele mai tari din lume. Foc sunt cele mai tari, foc sunt invincibile, foc sunt cele mai tari din lume. Aici aveți ciocolată, ceai și latte. Deci ce credeți despre ideea mea? Gigi, mă bag, super! Gigi, eu nu știu. Mie îmi place ideea lui Gigi, vom deveni și mai buni prieteni. Toți pentru unul. Și unul pentru toți. Nu știu, prieteni, trebuie să mă mai gândesc. Gândește-te, Iulia, dar să nu fie prea târziu. Vreau și eu o pizza cu dublu cașcaval roșii, duble și dublu bacon. Ok, ce ai vrea să bei? Fresh de portocale. Bine. Foc sunt cool, foc sunt invincibile, foc sunt cele mai tari din lume. Pizza și noi vrem apă fără acid. Iar apă fără acid? Vom mai mânca vreodată? Nu, nu vom face asta, trebuie să ne menținem. Stai blondo, ești rea, e greu să nu mănânci când miroase doar a pizza cu bacon. Și cu cașcaval, blondo, te rog, măcar o salată. Nu, competiția va începe curând și nu vreau să nu participim din cauza voastră. Pizza, ai auzit? Trei ape fără acid. Frogs, am auzit, ice, ele vor trei ape plate. De ce nu au mai comandat și altceva? Sunt la dietă. Prieteni, m-am mai gândit și m-am decis, sunt cu voi. Yo-ho! Stai, Gigi, dar să nu fii singură, să fim noi două. Iulia, nu va funcționa, e ideea mea, deci eu voi participa. Bună ziua, elevi. Oh, rataților, sunteți și voi aici. Bun, Patrick, Brovatsky, Iulia și Gigi, unde ar trebui să fiți? Bună ziua, profesor Mike. Profesor Mike, discutam despre călătoria noastră. Trebuia să fim la ora extra.
Elevii, vorbiți de excursie după ore. Acum în clasă, repede, pentru matematică. Profesor Mike! Mulțumim, profesor Mike, mâncam! Fuguța! Romeo, vrei invitație specială? Unchiule Mike, te rog, doar ce-am comandat o pizza cu dublu bacon, mănânc și vin. Romeo, ce ți-am spus eu despre pizza? Mai ales de cea cu dublu bacon. Acum, hai la oră! Pizza Ice, spuneți-mi comanda în frigider. Cam asta a fost. Frops? Profesor Mike, am scris perfect la test. Nu avem nevoie de ore extra. Ice, unde ne e apa? Da, fetelor, felicitări. Romeo, trebuie să faci matematică. Hai să mergem. Super, erau clienți, acum nu mai sunt. Din cauza profului, asta e, trei ape fără acid. Vai, fetelor, înțelegeți cât de greu e pentru mine? Da, dragă, cât ghinion. Uite aici, ne-ai cerut. E teribil să merg așa fără machiaj. Picioarele astea nerase îmi dau greață, doamne. Te înțeleg, Diana. Ei bine, Diana, sper să se găsească o rezolvare pentru situația asta, pentru că e cam ciudată. Da, Diana, e cam ciudat ca tu să fii prietena mea cea mai bună. Fetelor, știți cât de ciudată sunt? Are cineva o gumă? Uite aici, fată. În orice caz, fetelor, vă spun, e groaznic să fii băiat. Totul e așa ciudat și neobișnuit. Cum te putem ajuta, Diana? Fetelor, poate să căutăm pe Google? Poate o să fie acolo sfaturi despre cum o să întoarcem pe Diana. Fetelor, credeți că eu n-am căutat pe Google? Nu am mai dormit de ceva nopți. Nu e niciun sfat. Da, chiar nu e niciun sfat. Vai, Diana, vei fi smiley pentru veșnicie. Stop, fetelor, am găsit ceva. Ai găsit? Ok, băieți, pe bune, e groaznic să fii în corpul unei femei. Înțeleg. Eu înțeleg vag. Eu nici nu vreau să înțeleg, de fapt. Gândiți-vă, aproape m-am sufocat noaptea trecută pentru că mi-a intrat părul ăsta în gură. Înțelegeți? Oh my god! Vedeți, băieți, Marcus nu e aici, iar Diana stă cu basketbaliștii. Trebuie să-l sun pe Marcus. Stai să auzim ce vorbesc. Băieți, vă puteți imagina, în fiecare zi trebuie să am grijă de părul ăsta. Și să înțelegeți, Diana îmi spune ce să fac. Mă sună noaptea și îmi spune cu ce să mă spăl, ce șampon să folosesc, ce mască să folosesc. Sunt șocat, pur și simplu. Și stai, chiar faci asta? Trebuie. Smiley, dacă aș fi în locul tău, aș lăsa vocea deoparte. Mai sunt și ăștia noi pe aici. Nu-mi pasă. Apropo, băieți, e și Crețul azi pe aici? Nu. Se dă constant la mine. Dienuca, cu sărutări, îmbrățișori. Lasă, prietene, vom încerca să te ajutăm. Voi sta tras toată noaptea și voi căuta pe net cum să reveniți la normal. Nu se poate. Ați văzut? Max deja o ia în brațe pe Diana. Îl chem pe Marcus. Cheamă-l să ieșim. Deci, prieteni, împreună suntem mai puternici. Da! Oh my god, Diana și-a dat la schimb prietenele pentru basketbaliști? Nu m-aș fi așteptat la asta de la ea. Cum e cu Marcus, Smiley? Nu e cu ei. Păi, în general, băieții și fetele se împrietenesc. Se întâmplă și să nu se certe. Ryan, ești un băiat așa fraierel. Leale, e ceva greșit aici. Trebuie să ne dăm seama ce. Vom afla noi, Diana, vom afla. Fetelor, Diana și cu mine ne asemănăm. Uitați-o pe Diana cu doi băieți și uitați-mă pe mine cu două fetele. Ryan, nu ne compara cu ei. Ei bine, băieți, motoul nostru este basketbaliștii nu pierd. Basketbaliștii doar câștigă. Smiley, te vom ajuta. Da, băieți. Stop, i-au spus cumva Smiley? Au înnebunit. Asta e prietenia. Deci, băieți, aveți cumva idee de ce Carina și cu mine v-am chemat? Nu. No. Noi două ne-am gândit că ar fi tare să ținem absolvirea separați de restul pe un iaht. Gândiți-vă, un iaht și noi patru. Super, minunat. Aha, dar avem o problemă. Iahtul nu e ieftin. O, da, suntem patru. Doar punem bani, apropo, cât am pune de fiecare? Cum adică să punem toți patru bani? Dima, Costea și cu tine veți pune bani. Da, iar eu și Carina vă vom face să vă simțiți bine. Nu, fetelor, e o petrecere de absolvire și toată lumea trebuie să pună bani, chiar dacă sunteți iubitele noastre. Uitați, fetelor, de ce să avem un iaht când bunicul meu are o barcă? Absolvirea pe o barcă? Dima, cine crezi că suntem? Oh, fetelor, cât ar trebui să punem pentru iaht? Păi, dacă e de 20 de metri, 20.000 de lei. Și dacă e de 50, 50.000 de lei. Pentru o zi? Nu, pentru o oră. Super, fetelor, dar eu și Dima nu suntem oligari. Cred că o barcă e bună pentru absolvire. Oh, și noi visăm. Costea, haide, e momentul potrivit. Costea? Carina, am un cadou pentru tine. Vorbești serios? Dima, ai și tu un cadou pentru mine? Nu, doar Costea are un cadou pentru Carina. Vai, doar dezamăgire am azi. Uite aici, Carina, e pentru tine. Wow, ce e asta? Deschide și vezi.
Wow, acesta e faimosul colier cu fluture. Dima, eu de ce are acest colier faimos, iar eu nu-l am? Păr verde, ți-am dat un pandantiv cu o inimă. Dar nu e un colier cu fluture. Oh my god, toată lumea va fi geloasă. Carina, te urăsc. Blondo, vrem să mâncăm. Nu, azi va avea loc verificarea greutății, iar dacă voi aveți mai mult de 50... Ce? Nu veți mai participa în competiție. Dar m-am cântărit azi acasă, am 49,95 de kilograme. Eu am 49,99 de kilograme, putem mânca salată? Ok, să mergem, au venit Frogs. Păr verde, nu fi supărat. Nu plec de aici până nu am un colier asemănător. Ce faceți aici? Ați auzit totul? Le vor spune tuturor greutatea noastră. Ok, Carina, să mergem. Frogs, cine are nevoie să vă știe greutatea? Ați văzut, Frogs, ce mi-a dat costea? Păr verde, ce faci? Nu, Dima, nu mă mișc de aici. Voi fi ca o piatră. Atunci stai aici, piatră. Deci, trebuie să scriu un articol. Diana s-a împrietenit cu basketbaliștii. Diana e un băiețel. Da, Diana m-a surprins. Fetelor, există prietenii între băieți și fete. Ryan, calmează-te! Ce? Ați auzit? Diana e un băiețel. Chiar ne pasă de Diana? Nu! No. No. Articolul ăsta va fi uimitor. Diana e un model. Ei bine, o vom da jos de pe piedestal. Da, să facem asta. Fetelor, poate că nu e nevoie. Ryan, lasă-ne! Vai, ocupat, ca de obicei. Fetelor, dar tot există prietenii între băieți și fete. Taci, te rog, Ryan. Ascultă, chiar e tare. Da, știu. Chiar și în corpul unui băiat. Fetelor, dar tot îmi vreau corpul înapoi. Nu vreau să rămân așa. Urechile mele mint? Nu, Iana, nu mint. Diana și Smiley au făcut schimb de corpuri. Despre ce vorbiți? Diana doar s-a împrietenit cu basketbaliștii, iar Smiley s-a împrietenit cu fetele. Ryan, calmează-te. Ryan, încă nu suntem așa apropiați ca să stăm în aceeași toaletă. Aha. Doamne, ce greu e cu ele. Gata, Iana, ce articol voi scrie? Voi fi o jurnalistă populară, nu doar în școală, ci în tot orașul. Stai, Leala, dar eu? Ce e cu tine? Eu voi scrie articolul. Chiar au făcut schimb de corpuri? Da, e evident. Ei bine, băieți, le așteptăm pe rebele. Poate măcar ele au găsit ceva. Am încercat, dar în zadar. Nu, Smiley, ai încurcat-o. Și tu și Diana. Mascotă, nu te-ai prins? Toți am încurcat-o. Oh, Smiley, ești aici? A fost așa fain cu fetele? Da, Diana e ciudată. În corpul lui Smiley e horror. Super! Ați găsit ceva măcar? Cum putem face schimb la loc de corpuri? Nu sunt variante. Am încercat. Și nu doar că ne-am distrat, am și aflat ceva, Anastia. În orice caz, există o opțiune, dar nu știu dacă va funcționa. Pe scurt, depinde de voi, prieteni, Diana și Smiley. Ca să faceți schimb la loc de corpuri, trebuie să fiți împreună. Stai! Ce? Nu, nu, nu! Nu mă întorc la vechea relație. Ați auzit asta, fetelor? La fel le-am zis și lor. Nu mă întorc la vechea relație. Oricum, m-am obișnuit în corpul lui Smiley. Trebuie doar să-mi rad picioarele. Smiley, se pare că va trebui să mai ieși cu Diana o vreme. Nu, nu, băieți, nu mai pot. Asta e singura variantă. Trebuie să faceți asta. Până nu află toată școala despre situația asta. Dacă șobolanii vor afla, va fi un dezastru. Da, și nu va fi cunoscut doar școlii, ci și întregului oraș. Ok, sunt gata. Deci, Diana? Nu știu. Eu trebuie să mă gândesc. Diana, fii de acord. Colegi, asta e. Invitați-vă fiecare pe fiecare în oraș și gata. Totul va fi ca înainte. Ok, Marcus, e problema ta. Deci ce? Nimic, e îndrăgostit până peste cap. Spuneți-i lui Marcus că Diana e Smiley. Ce? Ce? Nimic, m-ați auzit voi. Și-au schimbat corpurile. E doar prietenie. Toată școala e așa ciudată. De acord. Trebuie să-i trimite lui Marcus o poză cu Diana și basketbaliștii. Dar nu avem niciuna, în regulă să mergem. Diana, haide! Ce e cu mine? Eu sunt băiatul acela? Smiley, haide! Oh, Diana, hai să ieșim împreună de dragul acestei probleme. Hai să fim împreună, bine? Oh, te rog. Diana, spune repede ok și gata să terminăm. Vai, dar nu știu. Deci? Deci? Ah. Pot avea un interviu cu voi? De ce nu ați spus mai repede că ați făcut schimb de corpuri? Ce se întâmplă aici? Iată ce se întâmplă, profesor Mike. Aceea e Smiley și acela e Diana. Da, profesor Mike. Ce fel de nebunie e asta pentru asta ne-am strâns? Am pizza la făcut, să știți. Eu sunt interesată, să ascultăm. Vai, Leala, ce cauți aici? Nu e treaba ta. Profesor Mike, totul e în regulă. Faza e că Smiley și Diana vor să se împace și tot comunicăm amândoi asta.
Super! Fetelor, nu mă interesează, trebuie să verific caietele. Profesor Mike, nu pentru asta v-am chemat. Realizați că Smiley și Diana au făcut schimb de corpuri și își bat joc de noi? Oh my god, au aflat! Shh, Diana, nu te lăsa prinsă, fii ca și cum ar minți. Fetelor, n-are niciun sens ce spuneți. Gata, elevi, mergeți înapoi în clasă. Profesor Mike, vă spun adevărul, n-ați observat niște schimbări de comportament? Diana stă cu basketbaliștii, iar Smiley cu rebelele. Iar noi am auzit chiar din afara toaletei cum fetele îi spuneau Dianei că arată bine în corpul lui Smiley. Miana, Leala, sunteți obosite? Poate aveți nevoie de o pauză. Haideți, ieșiți cu toții. Hai să mergem. Dar spunem adevărul. Totul e adevărat. Eu tot spun că e doar prietenie. Miana și Leala, mâine nu veți fi la datorie. Trebuie să vă odihniți, e clar. Ați auzit asta, șobolanilor? N-a funcționat, nu v-au crezut. Le vom dovedi tuturor adevărul. Deja știm întregul adevăr. Știu despre prietenia frumoasă. Smiley, haide! Diana, haide! De acord. E prea târziu. Trebuia să fi făcut asta până la ora 5. Acești șobolani. Iar acum e ora 5 și 5 minute. Ei, nu e nimic, încercăm și mâine. În regulă, dragilor, știți ce aveți de făcut? Abonați-vă la canal și dați like. Doamne, de ce ar voi ieși cu Smiley? Iar eu voi ieși cu Diana din nou. Pa, pa tuturor! Ei bine, acum voi atașa un video pentru articol. Să mergem, Lealea! Dacă chiar ești Smiley, atunci haide! Îmi place ideea lui Gigi, vom deveni prieteni apropiați. No. Romeo, ce ți-am spus eu despre pizza? Mai ales de cea cu dublu bacon. Hai la orele extra! Haideți, basketbaliștilor, motoul nostru! Basketbaliștii nu pierd! Basketbalul pot! Am uitat! Super! Ați găsit cumva informații despre...